Agenția de intervenție și Plăți pentru agricultură anunță despre posibilitatea deținătorilor de terenuri de a beneficia din bugetul de stat pentru proiecte investiționale de îmbunătățire funciară în anul curent. Dosarele se vor depune la apelul Agenției relații funciare și cadastru. În cadrul programului vor putea fi subvenționate următoarele măsuri: aplicarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea eroziunii solului eoliene și hidrice, aplicarea măsurilor de ameliorare chimică a solurilor, aplicarea măsurilor de conservare și sporirea fertilității solurilor, implementarea proiectelor de Organizarea teritoriului. Conform regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele investiționale de îmbunătățire funciară, într-o implementare a programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru perioada 2021-2025, vor fi pasibili de subvenționare persoanele juridice, fizice și unitățile administrativ teritoriale de nivelul 1, care dețin teren legal în proprietate, posesie sau folosință pe perioada de implementare a proiectului și 5 ani după realizarea investiții, investiției. Înregistrat în registrele de publicitate pe care urmează să aplice măsuri de conservare și de sporire a fertilității solurilor terenurilor agricole, conform proiectului investițional. Costul total al proiectului eligibil nu va depăși suma de 1 milion de lei. Valoarea subvenției constituie 80% din valoarea proiectului, iar contribuția proprie trebuie să fie de cel puțin 20% din costul total al proiectului investițional. Totodată, subvenția în avans va fi acordată în două tranșe. Prima tranșă 70%, iar cea de-a doua tranșă 30%.